Salut, oriunde ați fi, eu sunt Cosmin și în acest video tutorial am să vă arăt cum se face pornirea unui motocultor Zimbru 7 cai putere Zimbru 6529. Șapte cai putere, viteze 3, 2 înainte și una înapoi. Aici avem maneta, schimbătorul de viteze. Vedeți întrerupătorul, off, on. Accelerația. Maneta de ambreiaj. Aici, atenție mare, vedeți, aici avem benzina. De aici deschidem benzina. Șoc. Cam asta este. Avem la el transmisie și pe curea și pe lanț. Haideți să vedem cam pașii unei porniri. Prima dată tragem 2, 3, 4 sfori ca să ne asigurăm pornirea mai ușoară, fără să deschidem benzină, contacte, așa pe liber. Acum punem un pic de accelerație, după care deschidem, vedeți aici contactul on. Mai departe trecem la robinetul de benzină, vedeți aici, deschidem benzina și avem șocul pus. Și acum încercăm la demarol să vedem.